Începând cu această săptămână, a intrat în funcțiune noua organizare a structurilor mass media ale Marinei. Veți auzi de acum înainte de grupul mass media al forțelor navale. Veți auzi și alte voci și alte nume care vă vor oferi noutăți din mediul militar dobrogean. Aceasta nu va schimba însă cu nimic regularitatea și obiectivitatea informațiilor cu care v-ați obișnuit. Datorită restructurilor generale care se produc în Marina, a fost nevoie ca cele două entități, Revista Marina Română și redacția Scutul Dobrogei, să se restrângă și să dea naștere acestui grup mass media. Sperăm ca sub această conducere grupul mass media să pornească cu avânt la treabă și să-și facă datoria așa cum trebuie. Noi așteptăm și sperăm rezultate pozitive. Vor veni așadar în fața dumneavoastră alături de redactorii fostei redacții Radio TV Scutul Dobrogei și cei ce au făurit cu ascuțișul condeiului renumele revistei Marina Română. Amănunte despre toate acestea, pe rând și la timpul lor.